Cu tatăl său în pușcărie, Radu Mazăre Junior are perspective mari pentru viitor. Fiul fostului primar din Constanța vrea să dea lovitura în România investind într-un domeniu bănos. Zicala așa tată, așa fiul nu pare să se potrivească în cazul lui Radu Mazăre Junior. Răducu, așa cum îi se mai spune, fiului fostului primar, nu pare că îi seamănă acestuia. Dacă tatălui a ținut prima pagina ziarilor prin scandaluri și petreceri, iată că juniorul nu se împacă cu aceeași idee. Răducu Mazăre este o fire mult mai discretă decât tatăl său, nu pare că îi plac petrecerile fastuoase și preferă să petreacă timpul liber alături de prietenii cei mai buni, nu împreună cu necunoscuți. Nici în mediul online nu se expune foarte des. Dimpotrivă, atât Radu Mazăre Junior cât și partenera sa se ocupă de afaceri. Cel mai probabil acestea le ocupă mare parte din timpul liber. O nouă decizie publicată în Monitorul Oficial arată că acesta are planuri mari pentru viitorul său, chiar dacă tatăl, fostul primar al Constanței, se află în închisoare. Radu Mazăre se află în prezent după gratii, unde îi spășește o pedeapsă de 9 ani de detenție primită într-un dosar privind retrocedările din stațiunea Mamaia. Revenind, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial, Radu Mazăre Junior se va ocupa de dezvoltare imobiliară. Durata de funcționare a companiei nou înființate este una limitată de 2 decenii, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial al României.